Bună ziua, bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează. În data de 6 decembrie, după cum sper că deja știți cu toții, fiecare dintre cei cu drept de vot vor avea posibilitatea de a-și alege oamenii din județul Hunedoara, pentru că pe ei îi prezentăm și noi și îi vedem și în mediul online, care să vă reprezinte pentru următorii 4 ani în Parlamentul României. Vorbim aici despre candidați pentru Camera Deputaților, dar și pentru Senatul României. Sunt oameni care, spunem noi, o bună parte dintre ei i-am adus în fața dumneavoastră pentru a-i cunoaște, pentru că, iată, în această perioadă destul de dificilă din cauza acestei pandemii de coronavirus, este mai complicat ca toți candidații să ajungă în casele dumneavoastră, să ajungă mai aproape de dumneavoastră cei cu drept de vot, pentru a-i cunoaște mai bine și pentru a le cunoaște proiectele. De ce nu? Pentru că, până la urmă, cred că fiecare dintre dumneavoastră asta își dorește, pe lângă faptul că ajung să cunoască personal candidații, să le cunoască și viziunea, să le cunoască și dorința de a dezvolta această țară până la urmă, pentru că odată ajunși în Parlamentul României, legile pe care dumnealor le propun nu sunt neapărat doar pentru județul Hunedoara, ci sunt pentru toți românii. Și cine nu-și dorește o bună stare până la urmă, pentru că avem nevoie de acest lucru, mai ales în această perioadă, așa cum spuneam, extrem, extrem de complicată. Astăzi l-am alături de mine pe domnul Ioan Dorin Petrui, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru Senatul României. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi astăzi. Să rămână, mulțumesc și eu pentru invitație. Sunteți, pe lângă faptul că în aproape linia întâi și pentru Senatul României, sunteți în linia întâi și în ceea ce privește sistemul medical. Și o să vreau să începem cu acest lucru, pentru că cred că sunteți cel mai sau unul dintre cei mai în măsură oameni specialiști care poate să ne explice poate puțin mai bine despre această situație, această pandemie care a dat viețile tuturor peste cap. Nu doar ale noastre, ale oamenilor de rând, ci și ale cadrelor medicale și ale economiei, dacă este să ne gândim, pentru că și aici este și va fi cu siguranță o problemă destul de complicată în perioada care va urma. Dar pentru început, haideți să vedem care este situația reală, poate, în spitalele din România, în spitalele din județul Hunedoara, în ceea ce privește gestionarea acestei pandemii de coronavirus. Da, e într-adevăr o situație foarte dificilă, unică. A mai fost doar acum 100 de ani pandemia gripei spaniole, care a avut peste 20 de milioane de victime, dar care n-a avut extinderea geografică care o are actuala pandemie, adică pe toate continentele. E perioada care reprezintă cea mai mare provocare profesională. Ce spuneți ați zis, pentru că sunteți și șeful secției de pneumologie, da, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, pentru cei care nu vă cunosc și așa. Da, sunt șeful secției de pneumologie și de 10 luni de zile suntem în plină luptă alături de colegii de la ATI, de la infecțioase, de la serviciul de urgență, în perioada stării de urgență și colegii de la interne, în luptă cu acest flagel. Lucrurile au fost într-o dinamică și sunt în continuare. La început nu știam foarte multe și acum reprezintă în continuare un izvor zilnic aproape de surprize. De la ipoteza inițială că e o pneumonie sau o simplă răceală, cum mulți o consideră, da, în continuare că este acest... Vedem că e de fapt o boală sistemică, o coagulare intravasculară diseminată pe toate organele, e adevărat cu expresie foarte semnificativă pe pulmon, dar pe toate celelalte organe. Și, din păcate, pacienții cu comorbidități, respiratorii cronici, cardiacii, diabetici, cei cu afecțiuni tiroidiene, autoimune, neoplazii, sunt principalii care
Sunt afectați de acest sunt afectați nou în forme grave și foarte grave. Și dacă inițial în starea de alertă am fost secție pentru cazurile COVID ușoare, acum trebuie să vă spun că avem exclusiv forme medii grave și critice, unele dintre ele clar de terapie intensivă, doar că nu intubăm, ca și colegii de la terapie intensivă. Am avut și eșecuri, cazuri care le-am pierdut. Toate secțiile, cel puțin din Spitalul Județean Deva, aflate în luptă cu această boală, sunt pline. Cum se eliberează un loc, imediat este ocupat de următorul pacient. Încercăm să gestionăm formele ușoare și uneori și cele medii, cu ajutorul medicilor de familie, ca să degrevăm cât putem. Acum va veni o nouă provocare, după ce Spitalul Hunedoara, Municipal Hunedoara, a fost declarat din spital suport spital COVID. Ni se vor adăuga un număr foarte semnificativ de afecțiuni în plus care le aveam și până acum, non-COVID, în toate specialitățile, inclusiv în specialitatea de pneumologie. Va putea gestiona Spitalul Județean de Urgență Deva un număr și un val, de fapt, de conducerea pacienți împreună cu Consiliul Medical, care e format din șefii de secție, ne-am întrunit, a făcut o analiză și eu cred că vom reuși și mă bazez când fac această afirmație pe profesionalismul colegilor, pe solidaritatea lor și pe modul în care au fost făcute circuitele și redimensionate unele spații încât să putem acoperi, să rămânem și spital suport COVID pentru formele medii și grave de COVID, dar și ca să gestionăm celelalte afecțiuni non-COVID, unele dintre ele și ele cu un grad semnificativ de dificultate. Practic, volumul de muncă în perioada care urmează va fi unul mult va mai crește. Mare. Da, e adevărat. La categoria resursă umană? La categoria resursă umană, din păcate, ea este limitată. Suntem tot aceiași de 10 luni de zile. N-am avut o zi de concediu. Apare o stare de oboseală cronică care n-am mai trăit-o până acum, niciodată recunosc. Și aveți o experiență de zeci da, de ani în da. Și cred că la asta se adaugă, în afară de faptul că n-am avut pauze, și starea asta de tensiune permanentă psihică, care ajunge să te epuizeze. Nu vă ascund că uneori ne și întristează reacțiile celor care nu înțeleg situația, neagă în continuare, în ciuda numărului mare de infectări, și a numărului foarte mare de decese acest lucru. Și uneori suntem aproape dezamăgiți și îndurerați de acest lucru. Ca să nu vă mai spun de acuzele care se fac, că dictatură militară, că torționari, că îi ținem închiși. Îl citesc pe colegul și prietenul, profesorul Oancea, prorectorul de la Timișoara, și șeful clinicii de pneumologie, managerul Spitalului Județean Victor Babeș Timișoara, care spunea cu o ironie amară că dacă până în starea de urgență se spunea despre doctor că păgari, în starea de urgență s-a spus că sunt eroi, acum am devenit torționari și poate că ar fi bine totuși să se decide societatea română care este statutul medicului în România. Sigur că te dezarmează uneori astfel de aprecieri, după ce în fiecare zi îți riști viața și sănătatea ta și a familiei tale în această luptă, când auzi astfel de aprecieri. Dar cale de întors nu este. Mergem înainte și eu cred că lucrurile se vor rezolva. Am mari speranțe
în special în colegii cercetători de la Oxford și în compania americano-germană, că vaccinurile au îndeplinit, au trecut și de faza 3, care înseamnă profil de siguranță. Eu fac și studii clinice de vreo 20 de ani. Am încredere că vaccinurile sunt eficiente, sunt companii prea serioase, iar forurile american și cel european care gestionează rezultatele studiilor sunt foarte riguroase și foarte severe. Eficiența este de peste 95%. Chiar dacă ele au fost testate într-un timp atât de scurt, pentru că există tot felul de voci și oameni și poate pe bună dreptate, fiecare dintre noi avem un semn de îndoială atunci când vine vorba despre un vaccin care a apărut, iată, în doar câteva luni. Da. În condițiile în care unele doze de vaccin sunt testate poate 10, 15, 20 de ani. Așa este. Vă pot într-o propoziție răspunde la această temere care am văzut-o și la unii colegi și care poate fi justificată dacă nu știu unele amănunte. Nu vreau să intru în detalii tehnice de cercetare, dar vreau să vă spun că timpul scurt în care vaccinurile au fost puse la punct n-a însemnat rabat de la absolut nicio etapă în derularea studiilor clinice. Ce s-a făcut a fost că n-au existat pauze după cercetarea in vitro, cercetarea pe animală și trecerea la studiile clinice de fază 1 pe voluntari sănătoși, de fază 2 pentru eficiență, de fază 3 pentru profilul de siguranță, n-au existat pauze. De obicei, în studiile clasice, după prima fază, se face o pauză, este analiza și se trece la etapa a doua. Singurul lucru față de cercetarea obișnuită, care s-a întâmplat în această perioadă și care explică de ce atât de repede, repet, fără să se facă rabat de la nicio exigență în calitatea cercetării, a fost faptul că nu au mai existat aceste pauze. De fapt, nemai existând aceste pauze, companiile de cercetare pentru obținerea vaccinurilor și-au asumat un risc financiar enorm. Adică riscul ca trecând din faza 1 în faza 2, apoi în faza 3, fără pauză, există riscul eșecului și a pierderii a sute de milioane, dacă nu miliarde, care s-au cheltuit până acum. Pauzele acelea în studiile obișnuite, când se fac, sunt tocmai pentru evaluarea, inclusiv din punct de vedere a eforturilor financiare ale companiilor. Dar data fiind gravitatea pandemiei, marile consorții din Occident au mers în ritm accelerat și și-au asumat acest risc, inclusiv financiar. Dar uite că sunt deja trei dintre ele la linia de sosire, au trecut de prima etapă de evaluare a rezultatelor eficienței, de a doua etapă de evaluare a profilului de siguranță și practic sunt la faza de concepere și apoi va urma etapa, nu ușoară nici aceea, de distribuire și de implementare a vaccinării în cazul populației. Eu sunt convins că lucrurile, chiar dacă vor fi laborioase și vor însemna un efort enorm, americanii calculau că pentru transportul vaccinurilor va fi nevoie de aproximativ 8.000 de cargouri. E ceva, o operațiune care nu s-a mai întâmplat niciodată pe pământ. Nu că vom, în prima etapă, nu vom reuși să stopăm pandemia. Vom reuși să ridicăm presiunea de pe sistemul sanitar, așa estimează specialiștii, la un 30% din populație vaccinată și probabil că într-un an de zile, 9 luni, 10 luni, vom putea spune că pandemia a luat sfârșit.
Asta nu înseamnă că virusul nu va mai exista și nu înseamnă, nota bene, că nu vor trebui repetate vaccinurile, la fel ca și în celelalte boli. Și în cazul gripei sezonier, în gripei, nici una, cu excepția variolei, virusurile n-au dispărut. Tocmai de aceea continuă vaccinările în toate, inclusiv în exemplu care l-ați dat cu gripa. La fel este și cu rujeola și cu toate vaccinurile care există. Să sperăm că vom vedea luminița de la capătul tunelului și vom reuși, pentru că, într-adevăr, e o stare de tensiune prelungită, nu numai pentru noi, și pentru populație. Tensiunea cu efecte psihică este, cred că, cred că e principala cauză a acestei oboseli cronice care s-a instalat în cadrul personalului medical, mai în special cei care suntem în prima linie. Infecționiștii, pneumologii, anesteziștii, terapie intensivă, urgența. Spuneți, practic, acest vaccin care a atras asupra, după el, de fapt, și păreri pro și păreri contra și tot felul de conspirații, pentru că totul se învârte mai nou sau cel puțin în ultimele 10 luni în cadrul acestor conspirații, că le știm cu toții prea bine, nu are rost să le mai enumăr astăzi. Credeți că acest vaccin ar putea stopa sau ar putea diminua totuși numărul de infectări la nivelul populației? Vorbesc aici de întregul glob, nu doar de România. Eu urmăresc atent ce se întâmplă și în partea de cercetare și cred că ar fi unica soluție, poate, în primăvară. În paralel cu vaccinările se fac eforturi în cercetare, se vorbește mai puțin, dar literatura de specialitate ne oferă informațiile necesare și în îmbunătățirea terapiei. Pentru că noi încă, asta e o altă dificultate, nu avem încă o terapie etiologică. Am început cu terapia simptomatică, cu terapia patogenică, dar încă nu avem terapie etiologică care să omoare virusul. În plus, la toate astea se adaugă tratamentul comorbidităților, uneori foarte semnificative, pe care pacienții cu COVID le au și care sunt accelerate de infecția cu COVID și duc, din păcate, la agravare și uneori la decesul pacienților respectivi. Este o situație tensionată zi de zi, nu doar în spitale, cum spuneam mai devreme, ci și la nivelul populației, la nivelul oamenilor, fie că cred sau nu în acest virus. Spuneați puțin mai devreme că sunt oameni care în continuare, poate și de pe patul de spital, pacienți sunt care nu cred în existența acestui virus. Să știți că când sunt pe patul de spital, deja cred toți. Atunci realizează care este, da, de fapt, gravitatea, da, acestei situații. Am avut pacienți care nu credeau și când au plecat erau ferm convinși că există. După ce treci prin ce treci mai ales o formă medie sau gravă, nu mai ai dubii asupra acestui lucru. Ba mai mult, devii chiar un vector de opinie, ne-ai convinge și pe alții că, din păcate, e real și există. În ceea ce privește vaccinarea, sunt de asemenea tot felul de speculații, că vom fi obligați cu toții să fim vaccinați împotriva acestui virus, că doar o parte a populației va fi vaccinată. Care este opinia dumneavoastră cu privire la modul în care poate va fi sau nu distribuit acest vaccin către populație? Nu cred că va fi obligatoriu. E până la urmă o încălcare a dreptului individual, uman, dar e foarte important ca un număr semnificativ de persoane să se vaccineze, măcar 50-60%. La 30% studiile epidemiologice prognozează o ridicare a presiunii pe sistemul sanitar. La 60-70%
închiderea pandemiei. Deci doar atunci vom putea vorbi de această închidere a pandemiei. Fără acest vaccin am putea discuta despre o oprire totuși a acestei pandemii la nivel național, la nivel global? Măsurile luate de prevenire nu sunt suficiente fără vaccin. Sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Cu atât mai mult cu cât ele dovada de multe ori este, nu sunt respectate. Dovada este că în toate țările, inclusiv în cele cu sisteme sanitare mult mai performante, de fapt numărul continuă să crească. Chiar și în țările în care măsurile se respectă mult mai tare decât la noi, de pildă. Da, este o situație complicată, o situație tensionată. Rămâne de văzut dacă cel mai probabil anul viitor va începe o vaccinare în masă a celor care doresc să le fie administrate aceste doze de vaccin. Eu sunt optimist și cred că în luna decembrie va fi primul european vaccinat. Iată, aveți așa noutății sunt informații pentru noi. Da. Cred că în luna, pe la jumătatea lunii decembrie, primul european va fi vaccinat deja. Există informații potrivit cărora avem un număr de doze de vaccin care ar urmea să fie distribuit România, județului Hunedoara. România a contractat 10 milioane de doze prin Comisia Europeană, care a negociat cu 8 mari companii, din care 3 deja sunt cu vaccinul gata. Am înțeles că în prima etapă ne vor veni 7%, asta va însemna 1 milion și ceva. Au fost stabilite și primele categorii care vor fi vaccinate, cei din linia întâi, personalul medical, celelalte categorii expuse, plus categoriile vulnerabile. Și apoi, în primul trimestru, până la jumătatea anului, dacă se poate, și lucrurile sunt explicate populației ca să înțeleagă necesitatea vaccinării, să se poată ajunge la vaccinare masivă în cadrul populației. Cum credeți că se va putea ajunge ca populația să înțeleagă gravitatea acestei situații? Toți împreună trebuie, și nu doar corpul medical, chiar și dumneavoastră, media, vectorii de opinie, toți trebuie să ne unim în efortul de a conștientiza populația asupra necesității vaccinării. Eu am doar o singură propoziție ca răspuns la sceptici. Dacă nu existau vaccinurile, nu se inventau, omenirea dispărea. La câte molime au fost și care au fost rezolvate prin vaccinare. Ăsta e răspunsul meu la teoriile conspiraționiste și... Dacă nu erau vaccinurile antivariolic, antirabi, omenirea ar fi dispărut. Vaccinurile au salvat omenirea. Și vaccinurile care sunt pregătite acum vor rezolva această groaznică pandemie care e pe tot globul. Și apropo de conspirație, cine să fi făcut? Când toate țările sunt afectate, când toate economiile sunt afectate. Nici n-am timp de conspirații și de asta. Umple timpul lupta cu boala încât... Nu mai reprezintă interesul aceste conspirații și aceste teorii care până la urmă trebuie au să scăpăm de ea. După aia avem timp să facem literatură și trebuie să scăpăm, să ieșim din această situație foarte, foarte gravă în care toată omenirea, nu numai țara noastră. A fost pregătit sistemul sanitar din România, din județul Hunedoara, pentru o astfel de tragedie care ni s-a întâmplat tuturor? Da, eu vreau să încep de la mare la mic. N-a fost pregătită nicio țară, nici Statele Unite, care este cea mai eficientă ca sistem sanitar din lume, nici Europa, cu cele mai eficiente sisteme, cum e Franța, Marea Britanie sau Italia, nu au fost pregătite să facă față acestei pandemii. Și atunci, inerent, nici România.
Problema cu România însă, în afară de faptul că nimeni n-a fost pregătit la o astfel de val de pandemie, este că această încercare sanitară a arătat și alte hibe ale sistemului nostru, spre deosebire de sistemele sanitare performante, care unii le știam de ani de zile, cred că le știau și factorii decidenți, indiferent de culoare, care s-au perindat, dar din vari motive le-au ignorat, au zis, las că merge și așa, uite că nu merge și așa, și atunci descoperim, cum de pildă am făcut ieri într-o hotărâre de Consiliu Local, ca să ajung la zona noastră, că mai importante decât, da, petrecerile, toate festivitățile de sărbători, sunt ca acum să băgăm bani în sănătate ca să scăpăm de necazul ăsta. Și ca o paranteză, ca să înțeleagă și telespectatorii, municipiul Deva, primăria Deva a decis în acest an ca, nu știu dacă toți banii sau parte din banii alocați în mod normal pentru acele luminițe care încântă ochiul trecătorilor în preajma sărbătorilor, banii aceia să fie redirecționați către Spitalul Județean de Urgență Deva. Eu sunt și consilier municipal în Comisia de Sănătate și în cea juridică și ieri am votat ca absolut toți banii care erau alocați pentru evenimente de sărbători să fie acordați Spitalului Județean de Urgență Deva și în special secție de terapie intensivă. Despre ce sumă este vorba? De vreo 780.000 de roni. Bani care vor fi folosiți pentru achiziționarea aparaturii. Da, în aparatura foarte necesară de monitorizare și de terapie în terapie intensivă și în celelalte secții implicate în lupta COVID. Și atât ne întoarcem acum la cât de bine am fost sau nu pregătiți și despre lacunele din acest sistem sanitar. Spuneați puțin mai devreme că, indiferent de culoarea politică pe care au avut-o cei care au avut frâiele acestei țări în mână în ultimii 30 de ani, poate, sau chiar mai bine, au închis ochii uneori la anumite nereguli pe care le-au văzut cu siguranță sau le-au fost chiar identificate de către medici, de către asistente sau alt personal din cadrul spitalelor din întreaga țară, nu doar din județul Hunedoara. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Pentru că având un popor bolnav, un popor needucat, nu ai cum să evoluezi. Cred că din cauza demagogiei și a cinismului politicienilor. Și atunci ne jucăm cu viețile oamenilor? Eu cred că soluția și în domeniul sănătății și în celelalte este nu depolitizarea care a avut clamată și în care și eu am crezut, dar o personalitate medicală din Statele Unite cu care stăteam de vorbă la un congres mi-a spus că nu depolitizarea sistemului public este soluția, inclusiv în sănătate. Bun, la ei, în paranteză, fie spus, 85% din sistemul sanitar este privat, dar au și ei și sistem public. Să știți că și în sistemul public de sănătate din Statele Unite, atât cât este el, 14%, oamenii sunt numiți după niște examene date, e adevărat, și cu o grilă și cu o expertiză verificată, tot de către politicieni. Iar personalitatea medicală respectivă, și care avea și o funcție administrativă în sistemul public de sănătate american, îmi spunea, domnul doctor, nu depolitizarea e problema, ci profesionalizarea politicului. Adică partidele să-și atragă personalități și expertize din toate domeniile de activitate care să rezolve problemele cu care se confruntă o societate. De aici trebuie pornit. De aici trebuie pornit, pentru că, după părerea mea,
Consiliul Local, Consiliul Județean, Parlamentul, sunt în esență, printre altele, un sumum de comisii de specialitate. Deci înseamnă că noi ar trebui să trimitem la alegerile locale, parlamentare, profesioniști care, de pildă, cum e cazul Parlamentului, să facă legi, să aibă expertiza necesară să facă legi în cazul de față în domeniul sănătății sau în domeniul economiei. Partidele trebuie să se profesionalizeze și să atragă expertiză, să se deschidă expertize umane. Și eu nu cred în cum se clamează că politica e murdară, că nu trebuie să intri în ea. Nu! Și nici în România n-a fost așa. În perioada de democrație care a cunoscut-o între cele două războaie mondiale, care a cunoscut-o România, în politică au intrat, în afară de politicienii de carieră, e adevărat, personalitățile de frunte din domeniile de activitate. Iuliu Hațeganu era în Parlamentul României. Cel mai mare medic și vizionar în dezvoltarea sistemului sanitar. Angel Saligny, la fel. Mari scriitori, mari oameni de cultură. Adică partidele erau profesionalizate. Existau poate și alte valori. Existau și alte valori. Și acum există valori. Nu lipsa valorilor, cred că e problema hiba politicii noastre. Moralitatea. Eu cred, cu riscul de a-i supăra pe unii, că faptul că nu există, nu sunt atrași oameni de valoare în politică, este din cauza mediocrității liderilor politici, de la nivel central și uneori și de la nivel local, care, din motive egoiste, se tem de concurență și atunci privesc oamenii cu expertiză, dacă vin în partid, ca un pericol pentru funcția lor, pentru confortul lor, pentru că e adevărat că personalitățile din diferite domenii nici nu le prea poți, cu ghilimele de rigoare, trage cu cheița cum vor. Ori, din păcate, liderilor noștri în general le trebuie oameni care să execute și să nu le întoarcă vorba înapoi. Cu un om care are genunchii puternici și care are un background în spate, pe acela nu poți să faci ce vrei și să-ți execute orbește o prostie, dacă el, de pildă, consideră că e o prostie. Cu un mediocru, cu un om care pe valoarea lui n-a putut face nimic și politica a avut șansa, da, poți să faci. Deci, ca să revin la dialogul care îl aveam cu colegul american, nu depolitizare e problema, ci profesionalizarea politicului e problema în România. Și ca să ajung la Partidul Național Liberal, noi am reușit să demonstrăm la alegerile locale, în Deva cel puțin, că venind cu o ofertă care să acopere toate comisiile de specialitate din Consiliu, care sunt corespondentul principalelor domenii ale vieții cetății noastre, comunității de vene, învățământ, sănătate, cultură, juridic, mediu de afaceri, economic, uite că electoratul a apreciat acest lucru. N-a fost întotdeauna așa, din păcate. Și a trebuit să avem eșecuri răsunătoare cu liste care, ca să citez o persoană de dreapta, care spunea după alegerile din 2016, după o consultație la cabinet, îmi spunea: domnul doctor, lista pe care dumneavoastră, partidul dumneavoastră a prezentat-o la alegerile locale în 2016, a însemnat un afront la adresa inteligenței electoratului liberal. Deci n-am reușit, în ghilimele, să păcălim, nu noi, un grup de oameni care poate nu întâmplător astăzi nici nu mai sunt în PNL și care au făcut o listă pe criterii care n-aveau nicio legătură cu expertiza și electoratul ne-a sancționat.
Uite că acum când am făcut lista pe comisii de specialitate, așa cum o mai făceam acum 12-15 ani, electoratul a apreciat și avem acum majoritate în Consiliul Local. Pentru că provocarea pentru noi era nu doar câștigarea primăriei. N-am avut niciun moment emoții că Florin nu va câștiga, ci să urcăm de la 5 consilieri cât aveam, cel mai slab scor care PNL-ul înregistrase în Deva cel puțin după 90. Complicat pentru un primar, pentru da, că da. Nu avea... Foarte greu a fost. Am fost și în acea perioadă. Majoritatea și, este complicat. Da, ne-a obligat la compromisuri de care nici nu mai vreau să mă aduc aminte. Uite că acum venim cu o listă serioasă, cu personalități din principalele domenii ale vieții din Deva și care acoperă comisiile de specialitate din Consiliul Local, electoratul a apreciat lista și uite că am reușit să revenim ce am fost odată, cel puțin în Deva. Practic spuneți că sunt poate mai importanți cei care se află pe listă decât poate partidul din care fac parte. Așa cred, da. Și să știți că profesioniștii se respectă între ei și când sunt de culori diferite. Și vreau să vă dau un exemplu care poate părea surprinzător pentru unii. Îi cunosc și mă bucur de amiciția, iar în cazul unuia dintre ei chiar de prietenia, unor personalități medicale de prim rang care candidează din partea PSD-ului. Mă refer la profesorul Străinu Cercel și la profesorul Rafila, cu care am făcut și studii clinice. Și faptul că ei sunt la PSD și eu sunt la PNL nu scade cu nimic respectul și părerea foarte bună care o am despre profesionalismul acestor oameni. E foarte bine, indiferent dinspre ce partid vin, ca în Parlamentul României, în comisiile de specialitate, de sănătate, în cazul meu, juridic, economic, să intre personalitățile. Intrarea unor astfel de oameni, de fapt, dă dreptate teoriei prietenului american din discuția care o relatam adineauri. Uite, ăsta e un exemplu de profesionare a politicului. Când niște mari personalități, noastră credeți că reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății mai avea nevoie de o patalama în plus de parlamentar într-un parlament a unei țări în Uniunea Europeană? Este o personalitate de rang mondial, sau Străinul Cercel este o personalitate de rang mondial în infecțioase. Nu, pentru România este bine, nu pentru el. Pentru România este bine că astfel de persoane fac pasul în viața publică și în politică. Poate părea ciudat, am vrut să dau exemple tocmai ca o dovadă că profesioniștii se respectă între ei. Iar revenind, totuși, că sunt candidat al PNL-ului, eu cred că în 6 decembrie vom câștiga, adică o să reușim să fim pe primul loc, pentru că din informațiile care le am și din alte județe, listele în imensa lor majoritate sunt alcătuite din profesioniști din majoritatea domeniilor. Adică PNL-ul vine cu o ofertă de oameni care au expertiza necesară de a face legi într-un anumit domeniu. Și asta e bine pentru țară până la urmă. Lucru care ar fi trebuit de mult timp, poate da, să conteze și să fie așa pe primul loc în topul preferințelor oamenilor, celor care votează, indiferent, cum spunea și dumneavoastră, din ce partid fac parte acei oameni. Dacă sunt adevărați profesioniști, dacă au dovedit ceva profesional în cariera lor, de câți ani o fi fost, acei oameni trebuie sigur duși. Uite, acolo unde o să vă spun o anecdotă care era decizii, poate. O anecdotă era înainte de 89, dar cu un miez de adevăr profund. Era un banc care se spunea care e asemănarea și deosebirea între Margaret Thatcher și Elena Ceaușescu. Și se spunea că asemănarea e că amândouă sunt doctor în chimie.
Deosebirea, și aici bancul se termina și începea crudul adevăr, dar care susține ce am spus adineauri, era că Elena Ceaușescu și-a luat doctoratul după ce soțul i-a devenit secretarul general al Partidului Comunist Român, iar Margaret Thatcher și-a luat doctoratul în chimie, a ajuns profesor universitar, șefa catedrei de compuși macromoleculari terminând Oxford, a ajuns numărul unu într-un domeniu și după aia n-a intrat în politică. După aia profesorul universitar, șef de catedră Margaret Thatcher, s-a dus din nou, umil, în ghilimele, la școală, a făcut Institutul Regal de Studii Politice și Administrative din Londra și abia atunci a intrat în politică. E, ăsta e un exemplu de cine trebuie să intre în politică. Adică un om care a demonstrat odată că este performant, că este o personalitate într-un anumit domeniu și apoi se duce tot așa foarte conștiincios și învață și această meserie de politician și abia atunci are curajul și bunul simț de a se prezenta și de a cere voturile cetățenilor. Nici nu vreau să-mi imaginez, nu dau nume, nu atac pe nimeni, nici nu vreau să-mi imaginez care putea fi expertiza unor oameni, inclusiv din județul Hunedoara, care au fost în Parlamentul României. Oameni care în viața lor n-au făcut nimic, s-au mutat eventual de la o conductă de bani publici la alta, n-aveau absolut nicio expertiză, cel puțin girată de o instituție de învățământ serioasă, și totuși oamenii au ajuns să aibă mandate și să reprezinte hunedoreni în Parlament. Și atunci sunt de înțeles acei oameni profesioniști care nu își doresc poate să ajungă da, în politică. Da, când văd nulități că ajung în Parlament, da. Și în Parlament și în anumite instituții publice. Absolut. Că și aici absolut este de acord. Așa frustrant este. Pentru cei care, așa cum spuneați mai devreme, poate și-au dedicat jumătate din viață studiului, sunt buni profesioniști și nu își găsesc locul, tocmai din cauza acestor oameni care sunt plantați acolo, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles, de către anumite partide politice, formațiuni politice, doar pentru că trebuie să fie, să-și găsească și ei locul undeva, însă nu pe criteriile pe care ni le-am dorit mulți dintre noi, poate. Eu rămân la idee, am teoria că liderii sunt de vină. Liderilor dar mai avem mediocri, lideri, nu sunt niște lideri adevărați, sunt niște lideri formali, nu sunt niște lideri informali. Și acești lideri mediocri politici le convin oameni mediocri, pentru că ei execută într-adevăr, orbește ordinele de la partid. Personalitățile, indiferent din ce domeniu sunt, nu execută ordinele orbește a unui șef de partid. Rumegă întâi toate informațiile nu, pe care le-au înainte de a lua. Nu-și riscă o decizii. Viață de muncă să-și o murdărească la ordinele unui președinte de partid. E, de-aia nu le plac liderilor noștri personalitățile. De viață sunteți medic, cum spuneați, și în această perioadă extrem de dificilă ați obosit totuși, pentru că este firesc ca după 10 luni de muncă intensă, după 10 luni în care, așa cum spuneați, în ultima sută de ani nimeni nu s-a mai întâlnit cu o astfel de situație. Cu toate acestea, vă doriți să și candidați, de fapt, pentru o funcție în Senatul României. Probabil că mulți și dintre pacienții din dumneavoastră, dar și dintre cei care nu vă cunosc, poate v-au văzut astăzi pentru prima oară, se întreabă de ce ați decis să candidați pentru Parlamentul României într-o perioadă destul de dificilă, repet. Da, știți de ce? Din motivul pentru care am acceptat și propunerea lui Florin de a conduce lista Florin Oancea de a conduce lista de consilier PNL la DEVA. Pentru că cu modestia de rigoare cred că experiența de clinician, dar și expertiza în administrația sanitară. Am fost 6 ani director medical la Casa de Asigurări, 2 ani director medical la Direcția de Sănătate Publică, adică am reușit nu doar ca și clinician, ci și în administrație, atât pe partea financiaro-sanitară dinspre Casa de Asigurări, cât și dinspre partea de sănătate publică, să cunosc și să înțeleg sistemul. Cred că pot să mă aduc contribuția
la identificarea problemelor sistemului sanitar, la analiza lor și la identificarea soluțiilor pentru remedierea acestor probleme. Și una dintre ele este că de urgență în România trebuie o nouă lege a sănătății, care oricum a suferit mii de modificări, de nimeni nu mai înțelege nimic, și să avem o lege a sănătății care să eficientizeze sistemul sanitar, să motiveze toate resursele publice și private din sistemul sanitar, în final, în beneficiu pacientului care trebuie să fie în centrul sistemului sanitar. Militez cu tărie, ca liberal, ca om de dreapta, pentru dezvoltarea asigurărilor private complementare de sănătate, care vor degreva mult din efortul asigurărilor publice. Militez pentru parteneriatele public-privat în spitalele publice, cu respectarea legislației, a deontologiei medicale, care va eficientiza sistemul sanitar. Dezvoltarea sistemului privat de sănătate în România va ajuta sistemul public de sănătate. Cele două nu trebuie privite divergent, ci complementar. De aceea gândesc liberal și de dreapta în dezvoltarea și în privatizarea semnificativă a sistemului sanitar ca să-l facă cât mai eficient. Corupția este la stat. Cu cât procentul de privat dintr-un domeniu crește, cu atât corupția scade. Ca să parafrazez pe profesorul meu de matematică, care spunea că o disciplină devine știință în funcție de procentul de matematică din ea. Ei, eu cred că gradul de onestitate, concurența reală, adică principii liberale de funcționare a unui domeniu și a societății în ansamblu, cresc pe măsură ce crește gradul de proprietate privată dintr-un anumit domeniu. Într-un sistem privat, nu mai sunt puși oamenii clientele de partid. Tocmai pentru că acolo se urmărește eficiența sistemului și nu rezolvarea unor sinecuri de partid. Și atunci partidele în sistemul public care rămâne devin obligate pentru a rezista concurenței sistemului privat, ca să mă refer strict la zona sanitară, să profesionalizeze resursele umane pe care le pun în fruntea instituțiilor publice din sănătate. Cât timp ele nu vor avea un concurent, partidele, recte, liderii mediocri, centrali și locali de partide, vor continua să pună nulități în funcție. Atunci când vor simți pericolul real al sistemului privat, ca și concurență, viața, piața serviciilor medicale va obliga și sistemul public, adică pe politicieni, să profesionalizeze și să pună oameni cu expertiză în fruntea instituțiilor publice. Oricum, într-o oarecare măsură, deja sistemul privat, acolo unde el există și este bine pus la punct, trebuie să recunoaștem, în majoritatea situațiilor, a câștigat destul de mult teren în fața sistemului public sanitar. Vedem cu toții și în marile centre din România. Așa este. Cred că toate colțurile țării se îndreaptă înspre aceste centre. Bine, și cei care își permit să facă acest lucru, însă nu trebuie neglijați cei care au o pensie de 700-800 de lei, poate, și care nu își permit să ajungă în acest sistem privat de sănătate și trebuie să fie tratați în mod egal și în sistemul medical de aceea de stat. De aceea, dacă îmi permiteți, spus scurt, dezvoltarea sistemelor complementare, nu alternative. Corect. În Statele Unite sunt sisteme alternative, adică poți alege între public și privat. Nu, complementare, în sensul că pe lângă asigurările obligatorii publice, respectând principiul solidarității și subsidiarității sociale, să fie sistemele complementare care să eficientizeze sistemul.
Foarte pe scurt, se preconizează ca în data de 6 decembrie să fie destul de puțini români, nu doar hunedoreni, care vor ieși la vot. Și asta și din cauza temerii pe care ei le au, din cauza faptului că s-ar putea infecta în acea zi în care ei vor merge și vor pune ștampila pe preferatul lor. Cum comentați aceste zvonuri, să le spunem, deocamdată cel puțin? Da. Eu le infirm. Am trecut în alegerile locale, ele au fost bine organizate, nu au contribuit absolut deloc alegerile locale la creșterea numărului de infectări și, din câte știu, așa cum se preconizează să fie organizate, nu vor fi probleme de ordin sanitar și epidemiologic. Și de aceea îndemn populația să iasă la vot, tocmai pentru ca cei care vor fi aleși să aibă o legitimitate cât mai mare. Până la urmă, eu nu doar un drept, ci eu consider și o obligație cetățenească să-ți exerciți punctul de vedere și dreptul de a vota și de a alege. De aceea cred că e bine ca oamenii să iasă la vot, să cumpănească foarte bine listele și să caute și să voteze partidele care au profesioniști pe liste, așa cum e cazul Partidului Național Liberal. Și până ajunge acolo în cabina de vot, fiecare trebuie să se informeze foarte bine cu privire la candidați, în primul rând, așa cum discutam și pe parcursul acestei emisiuni, și lista și partidul probabil sunt importante, însă oamenii sunt cei mai importanți și când spun oameni mă refer aici și la oamenii politici, dar și la un om în esența sa. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, a fost o plăcere să vă am alături. Vă mai invit pentru că avem și sunt multe subiecte de dezbătut în această perioadă și nu numai, și subiecte pe care oamenii cred că așteaptă de multe ori să le audă de la oameni profesioniști, de la oameni care sunt acolo în miezul acțiunii, dacă pot spune. Vă doresc mult succes și în cariera profesională, dar și în data de 6 decembrie. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că v-ați uitat și astăzi la noi. Sunt convinsă că și pe pagina noastră de Facebook 1 TV ați fost acolo alături de noi, dar și în fața micilor ecrane. Până data viitoare, să avem sănătate cu toții, pentru că asta este cea mai importantă. Vă mulțumesc încă o dată, numai bine!